Era supărată Berna Cameron. Aseară? Da. Bravo, băi. Frumos. Vorbi foarte mult, mergi, dar... Wow. Drag. Ia m-a trebuit să te... Ați depășit de Ana cu ursura care era lui Berna. Se zici lui Gabi să mai ia și pe unul. Nu mai avea. Și că te zici lui Gabi să mai ia unul. Nu vezi că te cer cu toată lumea. Se gândești că e o problemă la tine. Că nu... Chiar nu mai avea. Te enervezi prea repede, prea ușor. Și cu mine, prea, zic ceva imediat, sare, știi? Piteță-s așa, în perioada asta. Berna, așa e. Dacă nu plecam acasă, te împăcai cu Berna? Cu Ligi? Nu zic că nu. Ce? Ai făcut pace cu Ligi dacă nu am fi plecat acasă? Nu știu, dar oricum am zis că la ziua mea, dacă era și chiar dacă mai rămâneam, oricum o chemam. Asta știu că mi-ai zis dinainte. Nu, dar nu. Eu zic că poate acolo ne-am fi înțeles, știi? Adică, cum a fost și cu Bianca. Bă, dar niciodată n-a zis nimic. Chiar mi-a zis afară. Că eu mă bucur că ele s-au împăcat. Chiar dacă... Adică s-au... Pace, așa să faceți, nu a fost, știi? Nu a fost ceva concret, dar... Concret, dar... Bine, prin gesturi. Și care e chestia? Eu zic, așa zic că toate chestiile astea au fost nu din ură, din gelozie, știi? Adică... Da, ea a fost imatură la chestia asta. Da, am zis că a fost imatură tare. Prima, ultima dată m-am enervat foarte tare pe ea. Știi că să vă zic cum înainte, cu marea, da. Înainte n-am mai avut așa cu ea tangenția. Ai văzut că mai, nu m-a mai interesat așa, știi? Și atunci cu marea, nu mi-a căzut bine și de ce am început iar să o înțep sau așa. Dar dacă nu era nici chestie, nu m-a mai interesat. Adică, i-am zis și ea afară, știi? Nu, geloasă, că ți-a zis că, o lună s-a uitat Filip la da. Tine. Da. Și atunci? Dar nu, Maria... dar și până atunci. Da, a calculat-o ea matur toată situația. Cap-coadă, n-ai calculat-o deloc. Mai gândești ceva, știi, din gelozie, că până la urmă... N-au fost gesturi, n-a fost nimic. Adică ea chiar nu avea niciun motiv să fie așa. Știu, dar influența foarte mult faptul că trebuie să plecăm acasă. Credeți-mă. Acum, nu. Da, e foarte bine că vorbiți, că v-ați împăcat, că... Eu să zic oricum la ziua mea o chemam și dacă la ziua mea oricum, de seama, nu spuneam să nu vină. Eu mă bucur foarte tare și... Știi? El, când o zis ieri, o zis un pic, cred, părerea mea, că un pic cine? De gelozie. O felicit că are comportament. Chiar foarte frumos. Cred că toată lumea ar trebui să avem asemenea comportament și să încurajăm așa ceva, nu să ne mirăm. Ha, ha, ce faci tu pentru Berna? E greu. Serios, Ligi? Nici eu nu sunt așa ca și te implici atâta? Nu, bă, înseamnă că chiar nu e falsă. Au făcut și cu Filip, au făcut și cu Bianca, au făcut și cu Berna, și cu mine de foarte multe ori, și cu Diana. Adică așa cu Jador și cu Mocanu. Și cu Jador și cu Mocanu, așa e caracterul ei, înțelegi? Dar mai devreme ce ai zis de Ela? Și dacă ieri au zis Ela că e fake la faza aia... Mi s-a părut... părerea ei, nu, că și ok, nu vreau să mai aduc în discuție, voi vorbi doar cu Lege și atât. Da, Ela, s-a părut că... Nu. Eu știu de ce cred că și-ar dori Lege să vorbește aici, pentru că oarecum ai spus niște cuvinte destul de urâte, cuvinte pe care ei le-au adresat și alte persoane. Și probabil vrea să rămurești un lucru pentru că nu vrea ca lumea să creadă că asta e părerea ta reală. Eu am spus și ieri, am zis, băi, de câte ori a fost menționată Ligi într-un subiect de falsitate, mereu am spus că nu e un om fals. Și ieri ai contrazis tot. Ieri am spus doar la subiectul respectiv, mi s-a părut, adică eu să mă gândesc de organizația sua, Daiane, mă rog, acum deși m-am mai apropiat, dar eu să mă gândesc, mi s-a părea un act de falsitate. Cum i-a venit la Andreea Pirui greu să creadă de Bianca, da. Nu te aud, Livian. Cum i-a venit greu la Pirui să creadă despre chestia cu Bianca, de ea te-a acuzat, bă, ești falsă că nu știu ce faci cu Bianca. Probabil și nu probabil, mai mult ca sigur, e mai mare chestia asta, Dimă vrea să facă ceva pentru Berna și în capul lui Ela asta. Corect, poți să gândești și așa. Dar eu nu i-am spus niciodată tu de ce ai făcut chestiile astea, că da, ești... Ea era geloasă de ce l-am făcut zis... și cu ea, la fel, nu, știi? Eu, exact, am făcut un gest... Care cu Andreea nu l-am făcut. Exact, cu mine nu l-am făcut și am fost geloasă de ce nu l-am făcut. Nu i-am, repet, niciodată nu i-am spus, tu nu stai lângă Bianca, de ce stai lângă ea? Cu tine nu l-am făcut că era mai apropiată și avea așteptări. Eu nu zic, asta spun, se poate gândi Ela... la lucrurile astea, că și eu la un moment dat am zis, bă, de ce nu i-ai spus lucrurile Bianca în față, dar au fost altceva. Da. Ok, da. Dar nu trebuia să o facă în atâtea feluri, pentru că am făcut-o în trei feluri și m-am referit doar la situația de ieri și îmi cer scuze a mia oară, adică mi-am cerut ieri de vreo 10 ori scuze și mai cer o dată și voi mai vorbi cu ea. Dar părerea ta voi mai face. Pe mine nu mă interesează, toți oamenii au fost nervoși și au avut scuza asta mereu, că am fost nervoasă, nu știu ce. Eu chiar am fost nervoasă și
am văzut, bă, se repetă iarăși. Sunt atâtea persoane împotriva mea și persoana care e în conflict cu această persoană, tocmai ea se trezește să vorbească. Deci la momentul ăla, bă, pe bune, ea vorbește. Când am pretins, asta am zis și eu ieri, pe bune, chiar el am spune vorbele astea. Adică nu ești atât de vehementă și susții anumite chestii. Atunci de ce trebuie să mai ai treptat să-mi spun părerea mea? Nu, stai un pic, că nu urla la tine, nu de ce n-ai spus exact, mai vehement. Nu, eu știi ce nu înțeleg, nu, eu știi ce nu, eu știi ce nu pot să înțeleg? Adică tu ai niște pretenții, nici măcar să nu vin să pun o întrebare. Dar nu-i mai grav? Ba, e o întrebare. Ok, am afirmat o chestie. Bun, ok, am afirmat o chestie. Dar ce e mai grav? Să vin să afirm o chestie... De la Ramu. Și să nu mă deranjeze niște jiniri? Ce ai făcut tu-i de o mie de ori mai greșit decât... Nu contest faptul dar nu poți să ai pretenții de la mine să nu vin să te întreb o chestie sau să spun ceva și eu să n-am pretenții să nu cer să nu mă jignesc, frate. Și să mă acuz niște lucruri urâte. Tu când ai întrebat, ai zis, bă, am întrebat-o frumos. De ce el anunescu și nu? Și ai zis că direct o țipa la tine, a urlat. Nu am țipat, a confirmat direct, eram la masă. Ela, părerea mea... Nu, ce te bași tu, Ligi? Ce te bași tu, Ligi? Și am zis că ce urli tu așa la mine? Ce te bagi? Da, Ela, las că o să se dea material și o să vezi. Da, o să se dea, eu știu ce am făcut, știu că am ridicat. Ela, da. I-ai spus trei jigniri, da? Dacă o stăm să o luăm logic, hai să o lăsăm pe aia, adică să le luăm pe rând. Prima dată că ai spus că e fake, tu te referi la faza că ea ar vrea să-i facă un gest Bernei, dar aici a fost o neînțelegere pentru că ea s-a referit la gestul în sine că nu i-ai spus. Orice fată era și ar fi dorit să-i spui. Da. Da, de asta zic că e o neînțelegere, că ai spus că e falsă. Tu ai zis dintr-un punct de vedere, dar ea nu s-a referit din punctul ăsta. Păi actul în sine, la asta m-a referit. Doar la situația cu Berna, n-am vorbit per total. Adică în multe situații în care a fost acuzată de falsitate, eu am tăcut, am spus nu. Am contrazis situația, indiferent de cine a fost. Și Berna mi-era apropiată și ea. Deci puteam să zic, da, Berna, așa cum zici tu. Vorbele pe mine mă dor. Pe mine vorb, nu trebuie să-mi dai o palmă. Mie nu trebuie să-mi tragi o palmă. Praf m-ai făcut. Ai dreptate, m-ai făcut praf. Dacă nu mă simțeai prietenă și mă simțeai atât de falsă, cum ai spus, n-aveai curajul să-ți deschizi gura să-mi spui lucrurile alea. Chiar îmi cer scuze și pare rău că te-am jignit și chiar mereu vroiam mai mă să vorbesc cu ea, să fie bine, dar, nu știu, gelozia, asta am zis că nu a fost o răutate, dar tensiunea din casă, gelozia și tot făcea să fiu așa. Bravo, bravo! Știi că nu le zic că tu sunt, zic la nevi toate chestii. Știu. Pe mine mă știți, dar de prea mulți ani mă știți și știți că eu nu pot să tac. Dacă nu pot să tac, apoi nu pot să tac, Doamne iartă-mă. Așa m-am uitat la voi și așa îmi vine să vă zic, cine sunteți? Că vreau să vă cunosc. Ce-i cu tine? Nu știu, asta am fost mai că nu știu ce cu mine, emisiunea asta m-a transformat. Și noi să te credem acum? Noi să ne gândim că faci pentru final acum că te crezi puternic sau de ce? Dacă într-adevăr v-ați împăcat din tot sufletul și într-adevăr v-ați iertat din tot sufletul, am să vă rog să votați tot cu sufletul. Dar dacă ați făcut-o strategic, să aveți grijă să nu cădeți în propria capcană. Ela este prietenă cu fetele de aici din casă? Andreea, dar cu două, trebuie să la favoritos, că n-are încredere nimeni, nu-i prietenă cu nimeni, nu-i curioasă de nimeni, nu-i interesează nimeni. Despre ce vorbim? Te-ai certată 11 luni cu cineva și mă pui în balanță? Andreea, după ce te cerți cu mine, nu aștepta să-ți satisfac urechea, pentru că nu o să fac. Din ceea ce ai făcut tu, ai șterge ceva? Da. Ai șterge până într-acolo încât să nu existe nimic? Nu. Nu, pentru că a fost o experiență minunată. Nu mi-ai spus mie, dar nu i-ai spus nici Bianca, nu i-ai spus nici Ramonei. Mă, ție ți-am zis cu câteva minute înainte, da, greșesc, trebuia să merg de seara, dar am zis că îl conving pe Filip să facem cum ar veni astăzi. Nu de seara, de dimineață puteți să. Nu, dar nu am crezut că să-l pot convinge inclusiv după ce ne-am văzut la coafor. Am spus că după ce te-ai văzut la coafor, el a spus că tot o să facă. Sincer, frate, simt că o faci numai așa. Nu, eu după am încercat să-l conving. Nu te simți. Nu am mai deschis mesajul până seara când am verificat, când am adus telefonul aici.
Nu, dar vă dovedeți voi, eu n-am mai deschis mesajul. Ela a rămas, că o să fie ziua, dar nu mai are importanță. Nu aud că vorbești aici. Nu mai are rost să mai discutăm despre chestia asta. Normal că vorbește Lizzie. Mi-ai spus, dar mai prea târziu. Oprește-te un pic ca să auzim, să facem un dialog. Dar nu mai, ce să mai tot dezbatem, să dezbatem de ce fetele nu au venit în genunchi în fața ta, că Ela trebuie luată cu... Nu, te rog să dai rând când. Hai să vorbim pe rând. Ela trebuie luată pe palme și să vorbim în surdină ca să nu o irităm, nu cumva să crape ouăle sub cloșcă. Nu e așa. Nu e așa. Deci nu e așa deloc. Dar tu vii și dai cu cuțitul noi, dar alea-s vorbele tale, glama de la cuțit, sunt vorbele tale, Ela. Ce e mai rău? Să vin să-ți spun o chestie pe care am auzit-o în spate, legat de tot subiectul cu fata asta, sau să vin să dau în tine verbal? Ce ai e mai grav? Varză aici. Nu. Și n-ai cum. Îmi pare foarte rău, Ela. Eu nu te simt sinceră. Știi de ce? Pentru că ieri, când a venit Andreea în emisiune, ai zis că, nu, îmi pare rău, nu știu ce. Ok, zis, Ela, când ca după spune... două secunde să spui, știi ce, Andreea, eu simt ceva, eu miros aici ceva la mijloc, iartă-mă pe mine, dar eu în viața mea n-am fost, eu nu mi-am cerut niciodată scuze așa, dar mi-am cerut scuze, am plecat capul, te rog, iartă-mă, îmi pare, am încercat să am o atitudine ca să-l fac pe mâna să mă simtă că chiar îmi pare rău. Da, bine, asta okay. Am spus și eu, Ela, că totdeauna când îți cer scuze, trebuie să se vadă. Nu, îmi pare rău, dar nu... Când îți ceri scuze, trebuie să se vadă că îți ceri. Da, adică, Bianca, da, ieri eram tu supersonată și... Omul de lângă vorbești într-una și nu poți să vorbesc. Nu le las pe ele să vorbesc, eu nu pot să... Na. Ce nu poți, Ela? Ce am vorbit? Nu. Tu ai simțit-o pe Diana că e falsă? Da, acolo. Am ajuns la bătaie, Andreea. Tu compari două subiecte. Da, vorbele pe mine mă dor. Pe mine vorb. Nu trebuie să-mi trai o palmă. Au făcut praf alții. Mie nu trebuie să-mi tragi o palmă. Praf. Nu i-a întrebat altceva. Ai mai făcut praf. Bravo, ai foarte mare. Eu? Da. Nici eu nu ți-am fost cea mai... Ela, te rog frumos. Te rog să te abții. Te rog, mi-ai spus niște lucruri pe care dacă ar fi să le aduc aici, tu ai ieșit foarte urât. Așa că te rog, nu spune mie că nu mai simți prietena. Că dacă nu mă simțeai prietena și mă simțeai atât de falsă, cum ai spus, n-aveai curajul să-ți deschizi gura să-mi spui lucrurile alea. Crede-mă ce-ți spun. Te-am simțit apropiată. Nu, crede-mă ce-ți spun. Pentru că aveam un numitor comun. Na, numitorul comun, lasă-l numitorul comun. În fine, nu mai are... Te rog, abține. Unii au, alții n-au. Te rog, abține. Asta e ideea. Unii au așa, alții n-au. Deci știu mai multe chestii. Deci nu ai cum să n-ai cum, Bianca, să te deschizi în fața unui om care pe care îl consideră atât de fals. Eu n-am cum să mă deschid în fața Andrei. Nu mai exagera. Falsă maxim. Din toată inima n-am cum. Înțeleg că ești vocală și simți. N-am cum. Da. Foarte vocală, dar mi-a dat Dumnezeu voce să înțelege-mă vorbesc. Înțelege-mă că m-am referit doar la subiectul de ieri. Nu există. Ei, nu, bine, este. Păi eu n-am cum să vorbesc cu un om care e super întors împotriva mea. Adică n-am cum. Iartă-mă, dar cum ar trebui să te ling? Eu n-am trebuit să mă enervez. Eu n-am trebuit să vorbesc ceva. Că dacă vorbesc, se face de jumătate de an. La subiectul ăla cu Bernard. Aia zic. Jumătate de an se face subiect. Adică eu nu există. Nu, eu trebuie să nu... În fine. Ideea următoare. Tu ai făcut subiect cu Cătălin 3 luni. Ei, uite, vreau și eu să fac 2 zile. Că e vorba despre cum am simțit eu, da? Da. Deci te rog frumos, nu mai fi atât de egoistă, că nu e ok. Da. Nu mai fi egoistă. Despre te rog să te abții. Când e vorba despre tine, vrei să se discute ca și cu Gabi cu pantalonii. 3 săptămâni ai umplut capul cu pantalonii ăla. Ana, toată lumea ar trebui să îngăde, toată lumea ar trebui să te înțeleagă. Cu Diana 6 luni ne-ai umplut capul. Trebuie să mai aduc personaje. Nu mai fi egoistă, te rog frumos. Nu mai încearcă să nu mai fi egoistă. Nu fi egoistă. Cu Bianca la fel. O săptămână trebuie să-ți explice de ce să nu te apropii de Livian și cum se simtea și bla bla bla. Și niciodată nu am spus, Ela, nu mai vorbi, Ela, hai că ne-ai plictisit. Păi scuză-mă, dai dovadă de egoism în momentul ăsta. Dar când s-a pus Ligi peste Livian, era? Eu am fost peste Livian. Așa a fost peste el. Adică am fost eu peste Livian. Nu mi-am permis odată să fac treaba asta. Mai fetițo, eu zic să te potolești. Nu te tu mie, că eu știu. Eu zic să te potolești. Mi-am pus piciorul peste genunchele lui Livian. Nu mi-am pus. Nu m-am permis nici măcar. Gabi se juca așa, mă. Nu lăsa de interpret. Dacă vrei să ne scrofălim una pe alta, crede-mă că nu vreau, dar te rog, coboară tonul și atunci vorbim la același nivel. Dacă nu te las pe tine să vorbești. De ce vorbești? Nervezi și eu pot vorbi prost. De ce vorbești prost? Cine o sta peste Livian? Tu te auzi? Tu te auzi? Ai stat peste picioarele lui. Eu nu mi-am permis nici măcar. Mi-am pus picioarele peste genunchii lui Livian. E o foarte mare diferență. Nu sta la mine în brațe. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut. Altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați. Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.